Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru ziua de miercuri 30 decembrie. Hai să vedem pentru această zi ce energie o să iasă pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, avem niște cărți superbe aici pentru dragoste și sănătate și o carte cel puțin interesantă pentru bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. Pe situația de dragoste avem judecata, arcana majoră care vine cu răsplata karmică pentru acțiunile, gândurile, lucrurile pe care le-am făcut în trecut. O parte dintre voi o să aibă o zi foarte frumoasă în care se bucură alături de partener, partener alături de familie. O parte dintre voi o să aibă parte de o zi în care trebuie să reanalizeze toate greșelile trecutului, tot ce s-a întâmplat bine, tot ce s-a întâmplat rău. Și e foarte important aici cu această carte judecata să nu blamați oamenii din jurul vostru pentru lucrurile rele care se întâmplă în viața voastră, ci să vă asumați răspunderea, responsabilitatea pentru acțiunile voastre, pentru vorbele și gândurile voastre. Nu vreau să vă speriați, judecata nu vine doar cu lucruri rele, vine și cu o resetare a sistemului, pentru că această judecată aplicată corect vă dă ocazia să învățați din greșelile trecutului și începând de mâine să nu le mai repetați. Care este definiția nebuniei? Să faci tot timpul aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Astăzi uitați-vă la toate aceste lucruri pe care le-ați tot făcut în trecut și care nu v-au dat rezultatele pe care vi le-ați dorit și de mâine eliminați acele comportamente, acele gânduri, acele vorbe din viața voastră. Doar așa veți putea să evoluați, doar așa veți putea să ieșiți din această rutină, din acest moment de stagnare în care vă aflați. Judecata este o carte karmică. Dacă vine cu lucruri bune sau lucruri rele, depinde de karma fiecăruia dintre voi. Ce pot să vă spun cu siguranță este că după această zi, după ce trece această energie de judecată, cei care sunt dispuși să ia măsurile necesare nu o să mai fie blocați în această energie. O să aibă ocazia să treacă mai departe, să evolueze la următorul stadiu al existenței lor. Foarte important să învățați lecțiile karmice pe care vi le dă aici judecata, să le acceptați, să le internalizați, pentru că doar în acest mod veți reuși să fiți răsplătiți pozitiv de univers. Mare atenție aici pentru toți cei care o să inițiați relații noi în această zi, cu energia judecății ca fundal al relației voastre, al legăturii voastre sentimentale, emoționale. Aici e vorba de un parteneriat karmic, de o legătură din vieți trecute, o legătură de suflet care se reactivează între voi. Pentru o parte aceasta va fi o legătură pozitivă, veți reuși să creșteți împreună, pentru o parte va fi o legătură destructivă, o să vă distrugeți unul pe altul. Așa că mare, mare atenție aici, ascultați-vă intuiția. Iar dacă dați de o legătură destructivă, toxică, mai bine o rupeți din start și o luați pe alt drum decât să dați curs acestei legături karmice negative. De aia își depinde de situația particulară a fiecăruia. Pentru unii poate să fie lucruri bune, pentru unii lucruri rele. Depinde de mult mai multe aspecte aici, nu pot să vă spun doar dintr-o etalare generală. Hai să vedem, pentru partea de sănătate aici avem soarele, cea mai pozitivă carte din tarot. Pe sănătate lucrurile sunt bune, sau cel puțin se îndreaptă către o direcție bună. Cei care aveți anumite afecțiuni cronice, astăzi o să simțiți o ușurare a simptomelor, o reducere a durerii și a problemelor. Pentru toată lumea, astăzi ar fi ideal să petreceți cel puțin 30 de minute la soare și mare atenție pentru cei care aveți deficiențe de vitamina D3. Încercați să luați suplimente pe toată perioada iernii. Bineînțeles, verificați cu medicul vostru, cu specialistul vostru dacă nu contravine cu o altă afecțiune de a voastră, dar pentru majoritatea oamenilor, oricum, pe sezonul rece e bine să ia suplimente de D3. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici cinciul de bâte.
foarte multă energie și foarte multă pasiune, dar mare atenție aici pentru cei care lucrați în aceste zile la posibile certuri, conflicte cu colegii de muncă. Încercați pe cât posibil să evitați orice discuții contradictorii, nu intrați în polemici, nu porniți discuții pe teme sensibile, pentru că cu acest 5 de bâte pe partea de bani, carieră, situație financiară, lucrurile e posibil să degenereze foarte rapid de la o discuție simplă în contradictoriu la o ceartă pe bune. Și efectiv nu are rost să terminați anul pe această notă negativă, nu o să vă aducă niciun beneficiu. Oricum, persoana pe care încercați să o convingeți de o anumită idee, de un anumit concept, nu o să vrea să vă asculte pentru că este mult prea canalizată pe direcția sa de gândire și de argumente. Evitați certurile, evitați polemicile, evitați temele sensibile de discuții. Nu discutați nici de politică, nici de religie, nici de sexualitate. Evitați orice poate să pornească o ceartă aprinsă. Nu o să vă ducă la niciun rezultat pozitiv. Pentru cei care nu lucrați în aceste zile, e posibil aici să observați anumite diferențe în gândire și în abordarea finanțelor în familia voastră, în cuplul vostru și să nu fiți de acord cu modul în care ceilalți membri ai familiei sau partenerul, partenera voastră se relaționează cu banii și cu finanțele. Nu este ziua ideală să aduceți aceste topicuri în discuție, mai așteptați pentru că spiritele sunt mult prea încinse aici. Lăsați-o pe mâine, poi mâine, să vedem care o să fie energia în zilele următoare. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos din aceste carturi de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să vă uitați la etalările pentru anul 2021 care le-am făcut pe fiecare zodie în parte. Sunt acum pe canalul meu de YouTube, o să vedeți aici în colțul din dreapta sus un link către playlist-ul cu aceste videouri. Bun! Și cardul de înțelepciune pentru această zi de miercuri este următorul. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să-mi lărgesc orizontul gândirii. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de miercuri, pentru acest moment de final de an, ne apropiem cu pași repezi de finalul anului 2021 și e bine să ne readucem aminte că chiar și în acest context în care am fost mai separați, mai singuri, solitari, totuși facem parte dintr-o mare familie universală planetară și să ne aducem aminte că diferențele dintre noi sunt doar aparente, în esență suntem toți o apă și un pământ, cum ar veni. Nu vreau să o luați în modul negativ, ci să înțelegeți că toți suntem oameni, toți suntem parte acestei planete și este în puterea noastră să facem această planetă, această casă universală a noastră mai bună pentru toți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, o să ne vedem și mâine cu etalarea pentru ultima zi din acest an 2020, să vedem cum se termină acest an atât de interesant pe care l-am avut. O zi frumoasă vă doresc, pa, pa!